Salutare și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi suntem la munte. Abia așteptam ziua de astăzi pentru că este prima ieșire la munte cu bicicleta. Astăzi nu o să mă dau pe bicicleta mea pentru că ne dăm cu electricele. Suntem cu cei de la Ezimbru și cu Irina și cu Dragoș. Salutare! Și mergem să ne dăm. Abia aștept, așa că ne vedem de pe bicicletă. Hai să vedeți bicicleta ei, uite, uite ce bicicletă aici. Mondraker. Ți-am furat bicicleta. De obicei Irina se dădea pe asta. Da, dar... Ai făcut un sacrificiu acum. Da, bineînțeles. Mulțumesc. Cu mare drag. Super. Hai să mergem. Pe bicicleta asta o să merg eu astăzi, un Mondraker cu Fox 36 pe față, cu o cursă de 160. Și Fox pe spate cu o cursă de 150. Frânele sunt Shimano. Transmisie SRAM. Mă simt super bine pe ea. Am dat o tură așa scurtă. Ai nebunit? Ce faci? Și să vedem cum o să fie la deal. Mamă, abia aștept, abia aștept. Și am început. Mergem pe o cărare la mare depărtare. De fapt, nu știu cât de departe mergem astăzi. Acum suntem pe un drum forestier. O să intrăm și în pădure. Să avem și de urcat, că de-astea avem electrice. Iau! Facem o liniuță la urcare. Da. Vai, cât de frumos e! Mi-era atât de dor de o ieșire la munte cu MTB-ul. Dar în sfârșit a început sezonul. Iuhu! Bine, pe în bike parcuri încă este zăpadă, încă nu s-au deschis. Dar așa pe trasee montane cum e ăsta, e super ok. Bă, că e puțin ud, pentru că știu că a nins, cred că alaltăieri, un pic, dar e super ok, cel puțin momentan. O să vedem cum o să fie când intrăm în pădure. Să rămână! Superb! Avem o țară foarte frumoasă. Noroc cu cei de la Ezimbru, pentru că ne sunt ghizi. Și să vedem pe unde ne mai duce astăzi Florin. Bine, bă. Stai seama că ne-ar fi la mult să urcăm până aici cu... A, da. Doar până aici, adică nu... Eu deja mă duceam să mă curc. Mergem și un pic la vale. Ia uite, dulăi. Opa! Nu la noi, nu la noi. Haide, vezi. Era super grebit să facă pipi. Hai, fii cu mine. Suntem doar în trecere. Iu! Acum dăm la pedale. Vai! Ce dor îmi era. Uf.
Mi-a fugit puțin roata spate, dar e ok. Urcăm pe acolo, pe dealul ăla? Da, pe ăla, nu? Da? Au! De ce v-ați oprit? Ia uitați ce fain! Noi și natura! Ne dăm la vale acum. Gata, hai că am luat și noi o pauză, am mâncat ceva, ne-am încărcat bateriile și mergem mai departe. Chiar ne dăm și un pic la vale. Intră plană după masă. Îmi place super, super mult Mondrakerul ăsta. Se controlează foarte, foarte bine. Se comportă super și la urcări și la coborâri. Chiar îmi place. Aoleu, căței! Să sperăm că sunt în curte și nu poate să iasă. Ok, nu sunt curte, dar sunt legați. Mamă, fuge, fuge, fuge! Săniuța fuge, nimeni nu ajunge! Am uitat să zic că bicicleta asta are 4 nivele de asistență. Eco, încă un nivel care am uitat cum se numește, MTB și Turbo. Eu am tot stat pe MTB și n-am avut nevoie de mai mult. Doar pe oricare puțin mai abruptă am folosit Turbo. Și am încă 82% baterie. Hai să-i dăm! Iuhu! Și aici urcăm, schimbăm viteza, ridicăm dropperul. Hai că-i dau pe turbo acum. Iuhu! Și din nou la vale, partea cea mai mișto.
Dacă vă întrebați pe unde pedalăm, suntem în zona Holbav, Brașov. Pe aici sunt niște trasee foarte drăguțe pe care poți să le faci. Și cel mai fain e cu electricele, normal, că altfel aș muri să urc atâta. Cum a zis Florin, sâmbătă a nins pe aici și era alb. Și acum ia uite ce frumos este. Pe aici nici măcar... E supărat rău. Pe aici nici măcar nu este atât de ud. Gata, vine vara, vine sezonul de dat. Iu! Vai, ce drăguți sunt! Wow! Are și pui! Și am ajuns de unde am plecat. Super tură, foarte faină, așa ca de început de sezon. Bun, cam asta a fost tura de astăzi, o tură ușoară, așa ca de început de sezon, cum ziceam mai devreme. Am parcurs cam 20 de kilometri, mai am o grămadă de baterie la bicicletă, cred că vreo 72% sau ceva de genul ăsta. A fost o tură foarte, foarte mișto, mi-era super dor de o plimbare cu bicicleta și le mulțumesc celor de la Easy Imbru pentru bicicletă și pentru tură. Îi mulțumesc și Irinei pentru că m-a luat cu ea. Subscribe la ea la canal și follow pe Instagram. Fac pe mine! Oh, mi-ai stricat outro acum. Și ne vedem data viitoare, sper că v-a plăcut. Vă mulțumesc foarte mult că vă uitați la mine și până data viitoare, stay active! Pa!